Domnul Popescu, o înfrângere astăzi, dar nu cred că este lucru care vă interesa în mod special această partidă. Într-adevăr, o înfrângere destul de categorică, dar nu asta era cel mai important. Scorul, am urmărit să folosesc toți jucătorii care i-am, mai ales că au mai venit încă 3-4 juniori de la Caracal, care am vrut să-i văd dacă am putea să ne bazăm cât de cât pe ei. Cu o dublă legitimare, să vedem cum încă sunt juniori. În rest, ce să zic, bine că nu s-a accidentat nimeni. Ușor, ușor începem să legăm și noi relațiile de joc și tocmai de aceea facem și aceste jocuri de verificare, să punem la punct ce mai avem de lucrat. Alexandria, oricum, e o echipă mult peste noi, știam lucrul ăsta, dar cu atât mai mult vreau să avem meciuri cu echipe tari ca să vedem exact la ce nivel sunt. Sunteți mulțumit de lotul pe care l-aveți în acest moment sau mă așteptați și alte întăriri? Mulțumit nu pot să spun că sunt, dar de așteptat n-am de unde să mă aștept. E greu de găsit jucători și mai ales la nivelul ăsta. De asta am încercat să punem accent pe tineri, să-i creștem și să vedem ce reușim să scoatem din ei. Ce urmează pentru echipa dumneavoastră? Păi mai urmează încă 3 meciuri de verificare. Avem marți la Alexandria, după care joi o să mergem la Pitești și urmând ca pe 10 marți, marțea viitoare, să vină și Pitești aici. După care cam intrăm în linie dreaptă pentru data de 22, când începe campionatul. Radu, victoria astăzi pentru echipa ta. Cum a fost? Zi-mi câteva cuvinte. A fost primul meu meci, chiar și amical la prima, la noua mea echipă. A fost un meci destul de dificil, cum ne așteptam. A fost și foarte cald în sală, ca acest fapt ne-a îngreunat mult jocul. Și momentan, pentru primul joc, eu spun că a fost foarte bine. Acum trebuie să ne mai legăm, mai jucăm și marți la Alexandria, tot cu Craiova. Sperăm să fie mult mai bine ca astăzi. Cum vezi această trecere a ta de la Craiova la Alexandria? Cum te simți la noua ta echipă? Mă simt bine, a fost puțin greu, deoarece am jucat 5 ani la Craiova și mă dați seama, orice schimbare este mai dificilă la început, dar m-am acomodat și o să mă acomodez și mai bine, și cu colegii și cu tot. Care sunt obiectivele tale atât pe plan colectiv cu echipa, atât pe plan personal? Obiectivul cu echipa este să ajungem la turneul final și pe plan personal să joc cât mai bine și să le ajut echipa pentru îndeplinirea obiectivelor.